Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 17 mai 2022. Răsplata bunătății. Bea, Domnul meu, și s-a grăbit și a dat să bea. Geneza 24, versetul 18. Istoria Rebecăi ne învață un adevăr foarte important despre viață. Când se ivesc ocaziile, asigură-te că ești gata să deschizi ușa. Rebecca nu s-a gândit la efortul necesar sau la timpul alocat pentru a adăpa cele 10 cămile însetate. Ea nu a spus, n-am de gând să fac asta, nu scrie în fișa postului. Ea a trăit după principiul, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Cum scrie în Eclesiastul 9, versetul 10. Ea nu și-a elaborat o etică a muncii când a apărut Eliezer, ci o practica în fiecare zi. Și a venit momentul când lucrul acesta i-a adus o răsplată. Credincioșia în lucruri mici aduce mari răsplătiri. Dumnezeu este șeful tău. El se uită la atitudinea ta și la comportamentul tău în lucruri mărunte. Răsplătirile mărețe nu li se întâmplă celor care le așteaptă. Ele izvorăsc din credincioșia față de lucrurile mărunte, din rutina zilnică și din slujirea care nu beneficiază de lumina reflectoarelor. Și mai putem observa ceva. Rebecca nu a citat din Tora și nu l-a întrebat pe Eliezer ce religie are. În loc să fie super spirituală, ea a decis să fie amabilă. Drept consecință, Rebecca i-a atras atenția lui Eliezer, i-a câștigat respectul și a ajuns în familia lui Avraam. Mai bine de atât, nu se putea. Când Rebecca l-a dus acasă pe Eliezer ca să-i cunoască părinții, aceștia au dorit ca ea să aștepte 10 zile până să-l cunoască pe Isaac. Așa era obiceiul. Însă Rebecca a spus, da, vreau. Citiți Geneza 24, versetul 58. Când Dumnezeu deschide ușa, nu amâna. Și nu spune, alții sunt mai calificați decât mine. Dacă Dumnezeu te-a chemat, înseamnă că ești persoana potrivită. Așa că treci peste fricile tale și mergi în direcția în care te conduce El.